Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu și astăzi vom discuta despre criteriile de evaluare. Criteriile de evaluare fac parte din elementele obligatorii ale contractului de muncă. Odată cu modificarea codului muncii, s-au introdus criteriile de evaluare de performanță care, conform ordinului 1616 pe 2011, trebuie introduse în modelul cadru de contract de muncă. Întrebarea este dacă pentru contractele încheiate înainte de 15.06.2011, când a intrat în vigoare acest ordin, trebuie întocmite acte adiționale pentru toți angajații referitoare la punctul F alineatul 1 de introducere a acestor criterii sau este suficient să modific regulamentul intern și să avem un capitol dedicat acestor modificări, regulament care va fi semnat de toți angajații. În ceea ce privește criteriile de evaluare, în situația în care la nivelul angajatorului sunt deja stabilite criterii de evaluare în funcție de care salariații sunt evaluați, apreciem că nu este necesar să se încheie un act adițional la contractul individual de muncă. Dacă însă se dorește modificarea criteriilor de evaluare, se va încheia act adițional la CIM. Totodată, după cum dispune articolul 242 din Codul Muncii republicat, criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților trebuie să se regăsească în conținutul regulamentului intern, așa încât, dacă în regulament nu sunt prevăzute, trebuie să vă conformați dispozițiilor legale și să modificați regulamentul în acest sens. Procesele verbale de prelucrare a regulamentului intern sunt de ajuns pentru dovada luării la cunoștință a prevederilor conținute în acesta, iar pentru situația când legiuitorul instituie obligativitatea anumitor clauze în cuprinsul CIM, atunci se poate realiza numai în sensul dispus de legiuitor. Prin urmare, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului, trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, în conformitate cu articolul 17 alineatul 4 din Codul Muncii republicat. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale, contractele individuale de muncă ale salariaților vor conține și aceste criterii. În conformitate cu articolul 17 alineatul 5 din Codul Muncii republicat, orice modificare a uneia dintre elementele prevăzute la alineatul 3 în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Drepturile și obligațiile părților raportului juridic de muncă sunt stabilite de Codul Muncii prin dispoziții imperative, iar între elementele prevăzute la articolul 17 alineatul 3 din Codul Muncii, acestea nu se regăsesc, așa încât, în ipoteza neincluderii noilor drepturi și obligații în CIM, acordarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de către părțile raportului juridic de muncă se va face în temeiul Codului Muncii, care le reglementează cu titlul imperativ. Actul adițional la contractul individual de muncă al unui salariat, CIM, presupune acordul de voință al părților raportului juridic de muncă, angajator pe de o parte și salariat pe de altă parte, asupra modificării clauzelor cuprinse în CIM, așa încât modificarea începând cu data de 1.05.2011 a contractului individuale de muncă, încheiate înainte de 1.05.2011, se poate realiza numai în baza acordului de voință al părților, angajator și salariat, care stabilesc modificarea CIM în sensul dorit și, evident, cu respectarea limitelor stabilite de legiuitor existente la momentul modificării CIM. Prin urmare, criteriile de evaluare nu pot fi impuse prin regulamentul intern, ci numai prin acordul de voință dintre angajator și salariat cu realizarea actului adițional la CIM.